O să vă arăt cum fac o aletă de carne. Este o planșă, dacă vedeți. O să vă arăt după aceea cum o umplu. De carne de vită. Îmi trebuie două cepe, o roșie, ardei ce am scos eu din frigider, cartofi, un morcov, cartofii acum îi prăjesc, ardei roșu și jumătate de kil de carne tocată. Acum o să tai cartofii felii și o să-i pun la prăjit. Deci toți cartofii ăștia, 5, 6 cartofi, 7 cât este, deci îi pun la prăjit feliați și după aceea o să umplem carnea asta grozavă. Să știți că este un meniu foarte bun și foarte elegant pentru sărbători. Deci asta este aleta. Vreau să spun că asta este o parte din subțioara, cum este, vacii. Punem o picătură de sare. Punem și puțin piper. Aici am carnea tocată cu ceapă, cu un ou. Și o să pun și puțin mărar acum, imediat. O amestec. Așa, cu mânuța. Am adus și o ață pentru că trebuie să leg aleta, bucățile mari de ceapă care au rămas. Eu am tocat ceapa la o mașinărie. Și acum începem ca să punem cartofii. O să vă arăt așa un pic, pentru că cum eu filmez tot timpul, fetele mele sunt la tărturia. Tărturia la bârfă. Acum punem și ardei, deci peste fiecare cartof, așa. Și ultima se pune carnea tocată și se bagă la oală. Și cam așa arată aleta mea, umplută. Acum o înroiem și o să o strâng cu o ață. Deci așa o fac un rulo și o bag la prăjit. Cam totdeauna trebuie să intre cineva peste mine, și anume fata mea mai mică. Și o pun un pic la prăjit cu sare și cu piper și după aceea pun morcovul, ceapa, roșia și ardeiul, le pun peste un pic de vin și un pic de apă. Acum vedeți cum l-am înroiat, așa cât am putut eu. Mi s-a curcat ața, dar nici nu m-a agit ca să o descurc. Am pus-o pe toată și punct. Acum mai punem și puțin piper. Și o lăsăm ca să se prăjească bine și pe o parte și pe alta. Și continuăm. Aici am tăiat ceapa, morcovul, ardeiul și roșia. Și le pun deasupra după ce se prăjește bine aleta. Să știți că este foarte, foarte gustoasă. Aș vrea ca să încercați să o faceți. Am tostat carnea ca lumea. Până acum ceapa, roșii, ardeiul, morcovul. Și cubrim de apă. La final punem un păhărel de vin, puțin delicat. Acum eu o las să fiarbă în jur de o oră jumate, până se face moale, moale de tot, pentru că este tare, carnea de vită trebuie să fiarbă. Eventual mai adăugați puțină apă. Și acum vreau să vă arăt rulada asta care este făcută din carne de vită. Ia uitați ce aspect are. Deci fiecare. Și asta este sosul care s-a triturat. L-a triturat fata mea, l-a bătut așa bine ce a rămas acolo zeamă cu un robot. Și să avem poftă. Vă pup și sper să încercați.